Autoizolarea se aplică tuturor membrilor familiei și persoanelor care locuiesc la același domiciliu pentru o perioadă de 14 zile de la data întoarcerii din călătorie. Toți au obligația de a nu părăsi domiciliul declarat în care se află de la momentul autoizolării. Dacă restul familiei nu dorește să intre în izolare alături de persoana care a călătorit, atunci se solicită către Direcția de Sănătate Publică intrarea acesteia în carantină instituționalizată. Această opțiune este posibilă numai în cazul în care persoana nu a avut anterior contact cu familia. Să Evite contactul apropiat cu celelalte persoane din locuință și, dacă este posibil, să se izoleze într-o cameră separată, să nu primească vizitatori în perioada de autoizolare la domiciliu, să se spele pe mâini cu apă și să pun timp de cel puțin 20 de secunde ori de câte ori este necesar, după utilizarea toaletei, înaintea pregătirii mesei, etc să curețe și să dezinfecteze zilnic toate suprafețele pe care le ating frecvent, mese, clanțe, obiecte de mobilier, bateria, robinetele de la chiuvetă, alte obiecte care pot fi atinse și de alte persoane. Să-și acopere gura și nasul cu șervețel de unică folosință sau cu o țesătură atunci când strănută sau tușesc. Batista se aruncă imediat la coșul de gunoi în sac de plastic, după care se spală pe mâini cu apă și săpun timp de 20 de secunde. Să aerisească cât mai bine toate încăperile casei. Spațiile comune ale casei, bucătărie, baie trebuie să fie bine aerisite. Să țină legătura zilnic cu medicul de familie și să-l informeze asupra evoluției stării de sănătate a tuturor membrilor familiei. Alimentele și bunurile necesare sunt aduse la domiciliul persoanelor aflate în autoizolare. Persoanele autoizolate le vor prelua fără a intra în contact cu personalul care face aprovizionarea, păsând o distanță de minimum 2 metri față de acesta. Practic, alimentele și bunurile sunt lăsate la intrarea în domiciliu, ușa apartamentului sau poarta casei și sunt preluate de către persoana aflată în izolare doar după ce cealaltă persoană s-a retras. Este recomandat ca atenționarea asupra furnizării alimentelor sau produselor să se facă pe cale telefonică și nu prin atingerea ușii clanței soneriei. Pe cât posibil, persoanele autoizolate vor purta masca de protecție care le va acoperi nasul și gura, masca medicală cu elastic prins în spatele urechilor, atunci când preiau produsele bunurile primite la domiciliu. O măsură foarte importantă este cea legată de modalitatea de aruncare a gunoiului provenit de la persoanele aflate în izolare. În acest caz, autoritățile locale trebuie să încheie un act adițional cu operatorul de salubritate, prin care deșeurile menajere rezultate de la izolați să fie preluate separat și în condiții de protecție sanitară de la domiciliul acestora și duse la incinerat. Altfel, o parte din deșeurile reciclabile respective, ajung pe benzile de sortare de la depozitul albota și există riscul îmbolnăvirii acelor lucruri. Редактор